vă fac cunoscut fraților evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Amin. Vă invit să vă ne așezați. E sărbătoare, iar noi, creștinii, atunci când avem o sărbătoare, știm că sărbătoarea nu e despre mâncare, nu e despre băutură, nu e despre odihnă, despre distracții, despre relax, nu e despre vacanță. Ci orice sărbătoare are de-a face cu Scriptura. Orice sărbătoare creștină are de-a face cu Scriptura. De aceea, și sărbătoarea învierii Domnului nu e altceva decât un moment în care fiecare creștin trebuie să se uite în Scriptură, să-și aducă aminte, să vadă, să înțeleagă și să creadă ceea ce spune Scriptura. Există o întrebare pe care o auzim de foarte, foarte multe ori și este una dintre cele mai des întâlnite întrebări printre oameni. De ce sunt atâtea religii în lume? De ce sunt atâtea religii? De ce sunt atâtea credințe? Și nu ne vom opri asupra altor credințe în afara creștinismului. Dar în creștinism, de ce există atâtea credințe, atâtea religii? Avem o singură Biblie, nu? Avem o singură Biblie, toți avem cartea asta și totuși sunt atâtea și atâtea credințe, atâtea religii. Și în această zi, pe scurt, într-un mod succint, vreau să să înțelegem fiecare dintre noi, să ne putem da răspuns și mai mult decât a ne da răspuns, apoi să putem avea o atitudine corectă față de Scriptură, să înțelegem care e rolul Scripturii. Pentru că eu cred că Scriptura face diferența. Scriptura face diferența. În primul rând, sunt oameni care nu citesc Scriptura. Sunt credințe, sunt și sunt, din păcate, religii care nu pun la bază Scriptura, pun la bază Sfânta Tradiție, ce a spus unul, ce a spus altul, papa se ridică mai presus și de Biblie și de toate și fiecare poate să dea un sens, să spună, da, scrie în Biblie, dar e mai important ce spune unul sau altul. Și foarte multe religii nu pun accent pe Scriptura. Ba chiar sunt religii care vă interzic Scriptura. Știți că în Biserica Ortodoxă nu-i voie tu, creștin, să citești Scriptura? Tu doar o săruți. Să ai acolo, o piesă de, de muzeu, să fie o carte sfântă, dar tu n-ai voie să o citești, pentru că spune, te rătăcești dacă o citești. Și atunci numai preotul care are har, care are descoperire, el da, el citește Scriptura, o citește pentru tine și ce o explică el. Și bineînțeles, ce o explică cum vrea el, cum îi convine lui, cum iese mai bine. Și de aceea sunt atâtea religii. Pentru că oamenii, în primul rând, nu citesc Scriptura, nu au Scriptura. Și de aceea, la Paște, e vorba de iepuraș, e vorba de o vopsite încondeiate, de aceea, la Paște, noi putem vorbi de multe, de Pască și de masă și de multe, multe alte lucruri, și mai puțin despre Isus. Pentru că oamenii nu citesc Scriptura, pentru că orice sărbătoare trebuie să aibă la bază Scriptura și dacă nu citești Scriptura, oare cum poate fi religia ta, credința ta, fără Scriptură? Pavel este foarte tranșant și spune: Vă fac cunoscut fraților Evanghelia. Care e rolul Scripturii? Care e rolul Evangheliei? Dacă voi țineți Evanghelia asta, dacă voi ați primit-o după ce ați primit-o, o țineți așa, sunteți mântuiți. Altfel, degeaba ați crezut. Adică nu ai mântuire dacă nu ții Evanghelia. Fără Scriptură, nu putem vorbi de credință. Și fără credință nu putem vorbi de mântuire, da? Putem vorbi de religii, putem vorbi de tradiții, de datini, putem vorbi de orice, dar nu de mântuire. Și de asta cele mai multe religii din lume sunt false. Pentru că nu sunt fundamentate pe Scriptura, pe Evanghelie. Și Pavel spune încă o dată, v-am propovăduit Evanghelia, și acum vă fac cunoscut, voi ați primit-o, ați rămas în ea, dar trebuie să o țineți așa, trebuie să vă țineți de Evanghelie. De aceea noi creștinii, în ziua asta de sărbătoare, nu ciocnim o roșii, nu ne orientăm numai spre masă și spre alte datini, ci și în această zi, sau mai mult ca orice în această zi, noi trebuie să citim Scriptura, să vedem din Scripturi dacă ceea ce facem este bine. Pentru că oamenii nu citesc Scriptura și de aceea oamenii sunt confuzi. De aceea și în zilele acelea, vă dați seama că au fost oameni. Pavel trebuie să spună, sunt unii care zic că nu va fi o înviere. Știți că în Israel erau mai multe partide, mai multe religii, să le putem numi așa. Erau farisei, ei credeau în înviere, credeau că există o lume spirituală în duh, dar erau saduchei, și de obicei saducheii erau elita, erau oamenii cei mai importanți, erau aristocrații, erau bogații, erau cărturarii. Iar ei spuneau așa, nu există Duh, nu există înviere. Tot ce există este acum și aici, atât. Tu ești trup și atât. S-a terminat cu trupul, s-a terminat viața ta. Nu mai există nimic dincolo de trupul acesta, nu mai există nimic dincolo de viața asta, s-a terminat totul aici trăiești și de aceea Pavel face la un moment dat. Dacă Hristos n-a înviat, dacă noi nu vom învia, atunci să mâncăm, să bem, că mâine vom muri și s-a terminat totul. Și toți aveau aceeași Biblie, toți aveau aceeași Scriptură. Și atât de ce sunt religii diferite, pentru că oamenii nu citesc Scriptura. Și a trebuit Pavel să vină să spună, să aducă argumente din Scriptură, dacă nu există viață după moarte. De ce voi, ei foloseau o formulă, evreii foloseau o formulă. Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Și Pavel vine cu o întrebare. Stai puțin, dacă Avram a murit și gata, s-a ales praful de el și nu mai există Avram, nu mai există nimic din el, s-a terminat, el e doar trup, trupul s-a descompus, gata, s-a terminat cu el. De ce Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram? Avram e mort, Avram nu mai există. Oare nu cumva prin faptul că eu spun Dumnezeu lui Avram înseamnă că existența lui Dumnezeu este legată și de existența lui Avram? Și Avram trăiește încă într-o altă dimensiune, într-o altă formă a existenței, dar este viu încă, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Și folosește Pavel multe argumente, dar iată de ce oamenii au religii diferite. Oamenii inventează și noi trebuie să ne așteptăm că religiile se vor înmulți odată cu trecerea timpului. Se vor înmulți religiile. Pentru că oamenii vor să-și găsească scuze pentru păcatele lor. Oamenii vor să facă să primeze mai mult părerile lor, opiniile lor. De aceea, în al doilea rând, noi ce atitudine ar trebui să avem față de scriptură, trebuie să o studiem. Noi îi ajutăm pe copiii să citească scriptura, să învețe cuvântul lui Dumnezeu, dar apoi noi trebuie să-l studiem, să vedem. Studiul înseamnă ceva sistematic, pentru că Biblia este o carte istorică, este o carte plină de poezie și trebuie să descifrezi corect conținutul ei. Trebuie să citești ce spune Biblia despre înviere. Spune Vechiul Testament despre înviere. Spuneau profeții despre înviere. Spunea psalmistul despre înviere și sunt atâtea texte, atâtea pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre înviere, dar ca să le afli trebuie să studiezi, să mergi sistematic unde se vorbește despre înviere. A crezut Avram în înviere atunci când a urcat pe muntele Moria cu fiul său gata să-l aducă jertvă. Oare nu era exact credința în înviere? Era ceea ce a testat Dumnezeu atunci. Asta a fost fundamentul relației lui cu Dumnezeu. Avram credea în înviere. Chiar dacă Isaac va muri, Dumnezeu are puterea să-l învieze. Și asta este și credința noastră. De aceea noi studiem Scriptura. Nu doar o citim. Ca să putem adormi bine. Dar noi știm că se întâmplă ceva atunci când citești Scriptura, atunci când studiezi Scriptura, pentru că Scriptura sau Evanghelie este numită Cuvântul lui Dumnezeu. Tu intri în relație cu Dumnezeu, îți vorbește Dumnezeu. Am avut de atâtea ori și de atâtea ori cazuri de genul acesta. Oameni care au avut diverse probleme, oameni care nu-și găseau liniștea, nu-și găseau pacea, Oameni care treceau prin stări de depresie, oameni care treceau prin diverse situații extrem de complicate în viață. Și cel mai bun tratament era să citească Biblia. Și ca tratamentul să fie complet și să te rogi, pentru că prin Biblie, prin scriptură îți vorbește Dumnezeu și prin rugăciune îi vorbești Tu lui Dumnezeu. De aceea este important pentru noi să citim Scriptura, să studiem Scriptura, dar mai ales în al treilea rând să interpretăm corect Scriptura. De aceea sunt multe religii în lume. Pentru că oamenii interpretează după cum vor ei. Pun culorile pe care le vor ei. Pun ceva mai important decât altceva. Pun, iată farisei ce au făcut. Au desfințat porunca lui Dumnezeu în folosul datenilor. Pentru ei era mai importantă regula decât omul. Scriptura era aceeași. Interpretarea era diferită. Și de aceea sunt multe, multe religii în lume. De aceea sunt multe păreri, pentru că oamenii interpretează după gustul lor, după placul lor, după părerile lor, după principiile lor. Unii vor să iasă în evidență, să spună ce n-a mai spus nimeni, să spună o noutate, să scoată o dogmă pe care n-a afirmat-o încă nimeni niciodată. Și, din păcate, vom asista la tot felul de apariții de genul acesta, când oamenii din dorința de a face ceva nou de a spune ce n-a mai spus nimeni niciodată, vor spune tot felul de, de bazaconii. Și s-a întâmplat și în zilele acelea. Și Pavel trebuie să, să, vorbească despre asta. Erau creștini și îi spuneau, da, Hristos a înviat, dar noi nu vom învia. Nu mai există o înviere, există doar viața de aici. Pavel trebuie să spună, dacă numai pentru viața asta noi ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dacă nu există rai, dacă nu există iad, dacă nu mai există viață veșnică, dacă nu mai există o viață dincolo de viața asta, atunci credința noastră nu are nicio valoare, este zadarnică. Atunci Evanghelia asta nu are nicio putere, nu are nicio valoare și atunci și mărturia noastră și credința noastră și slujirea noastră și dărnicia noastră și viața noastră chiar că nu mai are niciun sens. Și Pavel trebuie să combată. În biserică erau astea. Pavel le scrie corinteni, cum spun unii dintre voi. În biserică, cu aceeași Biblie. Cu aceeași Biblie unii spun nu există iad. Cu aceeași Biblie unii spun nu există rai. Cu aceeași Biblie în mână. Oamenii nu cred în înviere. Oamenii nu cred în judecata lui Dumnezeu. Oamenii nu cred în pedeapsă sau nu cred în răsplătiri. Și oamenii au tot felul de credințe, pentru că interpretează după părerea lor, după placul lor Scriptura. Iau versetele care le convin. Iau doar bucăți din Scriptură și se amăgesc că ei au Scriptura. Dar în al patrulea rând, ce atitudine ar trebui să avem noi față de Scriptură este să o aplicăm Scriptura. Pavel spunea, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Scriptura nu e doar o carte ca să o citești, și să descoperi ceva nou, să afli ceva. Și Scriptura e o carte care te învață cum să trăiești. Noi trebuie din Scriptură să știm, dar nu se oprește la nivelul informației, la nivelul cunoașterii. Să aflu ce s-a întâmplat cu Avram, să mă impresioneze cum a fost cu Iov, să știu câte ceva despre ce a fost sau ce va fi și atât. Că cele mai multe credințe, cele mai multe religii, pun religia doar pe un segment din viața omului. Un segment, din când în când omul este religios, merg duminica, merg câteodată la biserică, m-am închinat, m-am rugat și apoi trăiesc viața cum vreau eu. Fac ce vreau eu, trăiesc cum vreau eu. Ori pentru noi, Scriptura, Evanghelia, trebuie să fie o normă de viață. Ea îți spune cum să te porți. Ea îți spune cum să vorbești. Ea îți spune cum să trăiești în veacul de acum. Asta trebuie să facă Scriptura. Și de aceea noi suntem chemați să o aplicăm, să o trăim, să o transpunem în practică, să o aplicăm. Aplică Scriptura. Și de aceea, inclusiv în această zi, noi ne uităm în Scriptură și vrem să aplicăm. Și dacă aș găsi iepurași aici, e ok. Dacă aș găsi despre ouă roșii și vopsite, ar fi ok, dar nu găsesc. Și câte și câte forme și tradiții care efectiv nu au nimic, nimic comun, zero, în scriptură zero. Dar unii leagă sărbători, leagă credințe, leagă forme, ritualuri pe care pun mare preț. De aceea noi citim scriptura, de aceea noi studiem Scriptura, de aceea noi interpretăm Scriptura cu Scriptura, nu cu părerile oamenilor, după cum vrea Dumnezeu de la noi, așa trebuie să înțelegem Scriptura, să înțelegem clar ce a vrut Dumnezeu să spună și apoi noi trebuie să aplicăm Scriptura, să o trăim, pentru că altfel degeaba am crezut. De aceea astăzi, cine-i fi, nu spune despre tine, am o credință. Toți oamenii spun asta, am și eu o credință, am și eu o religie, m-am născut într-o religie, rămân în religia mea. Fă ce vrei. Dar în această zi, dacă într-adevăr ai o credință în Dumnezeu, dacă într-adevăr ai Evanghelia, citește Evanghelia, vezi ce a spus Pavel aici și vezi că Pavel îți spune pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință pe voi înșiva. Verifică-ți credința ta, verifică-ți religia ta cu Scriptura. Pentru că acesta este standardul. Scriptura este standardul vieții noastre. Scriptura este standardul religiei noastre, oricare ar fi ea. Verifică-ți religia ta, verifică-ți credința ta cu Scriptura verifică-ți viața ta, comportamentul tău, atitudinile tale cu Scriptura. Verifică-te și vezi dacă găsești în Scriptură ceea ce faci, dacă aplici Scriptura în mod corect la viața ta, dacă interpretezi corect Scriptura. Că altfel, degeaba ai crezut. Vrei să ai o religie zadarnică? Vrei să ai o credință Degeaba? Vrei să ai o religie doar de formă, doar plină de ritualuri, de tradiții, dar fără esență, fără conținut, fără Hristos? În care altcineva să primeze, în care altcineva este în centru? Evanghelia îl are în centru ei pe Iisus Hristos. Iisus Hristos a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor. Mai mult ca atât, Iisus Hristos e aici. Iisus Hristos e aici, acolo unde sunt doi sau trei. El a promis că este în mijlocul lor. El a promis că va fi cu noi în toate zilele. Și de aceea creștinul autentic, creștinul adevărat, îl are pe Hristos, nu pe o brățară sau pe un lanț, ci îl are în inima, în viața lui. Hristos este în inima ta, în viața ta. E o persoană tu stai de vorbă cu El. tu îl cunoști, tu n-ai nevoie de nimeni, n-ai nevoie de niciun intermediar între tine și El. El a spus, eu vreau să intru în viața ta, eu vreau să intru în casa ta, în inima ta. Și nu trebuie să mai fie altcineva care să fie între tine și Hristos. Și El personal vrea să fie în viața ta. Tu poți să-L primești pe Iisus ca Domn în viața ta. Asta înseamnă să fii creștin. A fi creștin înseamnă să ai scriptura, să o citești, să o studiezi, să o interpretezi corect, să o aplici corect și apoi despre această scriptură să vorbești. Vorbește scriptura, împărtășește scriptura. Pavel spunea, eu nu doar că am primit-o, dar eu vreau să vorbesc, vă fac cunoscut. Se ridică o generație și noi suntem datori față de copiii noștri să învățăm scriptura. În jurul, în jurul nostru sunt oameni care nu cunosc Scriptura. Și noi suntem datori să vorbim despre Scriptura. Noi suntem datori să vorbim. Cei doi mai auz vorbeau despre Scriptura și ei sunt, sunt cumva, din tot ce am vorbit până acum, ei sunt prototipul la ceea ce înseamnă o religie care. Nu înțelege Scriptura, care nu interpretează corect Scriptura. Ei au luat ce le plăcea din Scriptură. Noi vrem să ne aduc un împărat uh, care să, să ne dea nouă putere, autoritate, să ne scape de probleme, să ne scape de romani, să ne scape de crize, unul care să ne dea belșug, să ne dea prosperitate, cu aceea scriptură? În Scriptura lor nu exista suferință. Suferința e un blestem, boala e un blestem, moartea e un blestem. Și omul lui Dumnezeu nu trebuie să aibă parte de ea. Și de aceea, ei avea o altă viziune, o altă părere despre Scriptură. Și a trebuit să vină cineva să le citească din nou Scriptura, să le arate din toate Scripturile, că e normal, că Scriptura spunea că Hristos va pătimi, va învia și pregătește o împărăție, nu pe pământul acesta, ci în cer. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Așadar, nu uita că rolul Scripturii este să ne mântuiască. Prin Evanghelie. Dacă ținem Evanghelia aceasta așa cum am primit-o, am crezut-o, am rămas în ea și o ținem până la capăt, vom fi mântuiți. Altfel, degeaba am crezut. Și fiecare ar trebui astăzi să-și pună întrebarea oare nu cred eu degeaba? Oare nu fac eu anumite lucruri degeaba? Pentru că doar mi-a spus cineva, n-are nicio bază în Scriptură ceea ce mi se spune, dar o țin așa că zice cineva și pare că are autoritate. Sfatul nostru este întotdeauna. Citiți Scriptura. De ce nu am pus Scriptura în mâini? Luther spunea, am vrut să pun în mâinile lumii, în mâinile oamenilor Scriptura. Și a fost una dintre cele mai mari reforme din istoria omenirii. Pentru că erau creștini. Ei se numeau creștini dar niciodată n-au auzit scriptura nu aveau scriptura n-aveau voie să aibă scriptura și asta a făcut Luther acum câteva sute de ani și prima carte ieșită de sub tipar a fost Biblia și Biblia de atunci este în mâinile noastre și acum avem în orice format vrem noi în orice limbă vrem noi mai sunt încă limbi în care n-a fost tradusă scriptura dar în majoritatea limbilor, cartea aceasta este cea mai tradusă carte. Și ar trebui astăzi să fie încă cea mai citită carte, cea mai iubită carte. De aceea noi astăzi și la înviere. N-am venit aici să ciocnim un pahar, n-am venit aici să facem altceva, dar am venit să stăm în rugăciune, să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să citim Scriptura, să ne uităm în Scriptură și să vedem realitatea că Iisus Hristos a murit pentru noi, a înviat și va urma o înviere. O înviere care va avea loc în ziua în care Domnul Isus va reveni. Și când El va reveni, cei morți în Hristos vor învia, cei care vor fi în viață în Hristos vor fi răpiți și apoi vom fi pururea cu Domnul. Și acest adevăr vrea Dumnezeu încă o dată să ne-l aducă aminte, dincolo de sărbătoare, dincolo de masă, dincolo de vacanță, dincolo de orice. Pentru noi asta înseamnă sărbătoarea. Încă o întâlnire cu Hristos. Încă o dată să-l vedem pe Hristos prin paginile Scripturii. Încă o dată să-l vedem pe Hristos printre noi. Încă o dată să-l vedem pe Hristos în inima noastră, în viața noastră, în casele noastre, în familiile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze.